Intrarea în vigoare a Ordinului Militar numărul 3 a surprins foarte mulți cetățeni pe străzile municipiului Târgoviște, miercuri 25 martie, la ora prânzului. Echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița s-au aflat și de această dată în cele mai aglomerate puncte din oraș pentru a transmite mesajul că ordinele nu se discută. Vă reamintim, prevederile Ordinului Militar numărul 3 al Guvernului României, prevederi care au intrat în vigoare miercuri 25 martie. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței cu următoarele excepții: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie, deplasările scurte în apropierea locuinței sau a gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cât și pentru nevoile animalelor de companie, deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat, deplasarea pentru realizarea de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. De asemenea, Ordinul Militar numărul 3 prevede faptul că circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței este permisă numai în intervalul orar 11-13, strict pentru următoarele motive: deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, cât și pentru nevoile animalelor de companie. Circulația persoanelor care au vârsta peste 65 de ani în exteriorul locuinței este permisă și în afara intervalului orar 11-13, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. Pentru verificarea motivului deplasării, angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator. Persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele menționate, se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. De asemenea, adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.